De când vă ocupați cu... Firma există pe piață din 92. Eu lucrez în firmă de 3 ani de zile, particip la diverse evenimente. Cum le obțineți? Tăiați sticla? Suntem producători de mozaic, suntem producători, avem și brevete de invenție pentru tehnicile pe care le utilizăm. Producem vitralii, mozaicuri, pavimente, obiecte decorative, predominant pe partea religioasă, dar și pe partea laică. Pe unde ajung? Unde pot fi văzute? Cu ce beneficiare vă puteți lăuda? Sincer să vă spun, sunt extraordinar de mulți, peste 2000 de... Mai mari cei? Cel mai mare și mai cunoscut din ultima vreme, să spunem, este Catedrala de la Mioveni. A fost mediatizată destul de mult deschiderea acestei catedrale și acolo am realizat mozaicurile interne și continuăm lucrările pentru acea... Spuneați că și persoanele aici deja își pun și oameni la căsuțe și cabane. Nu neapărat mozaicuri de mari dimensiuni, dar lucrări de genul icoanelor pe care le avem aici își găsesc întotdeauna locul în casele oamenilor. Fiecare creștin găsește un loc pentru o icoană. Ce?